Salutare TikTokerilor și bine ne-am regăsit în sezonul cu numărul 3 din How to TikTok, doar aici pe protv.ro. Doamne, parcă ieri am filmat primul episod. Îmi vine să plâng. Astăzi vin cu cea mai tare veste pe care e posibil să o știi deja din acest interviu. Care crezi că este motivul pentru care aplicația TikTok se bucură de succes? Divertismentul. Cred că acesta este cuvântul cheie pentru TikTok, pentru că asta a adus în viețile tuturor. Eu cred că se bucură de succes, în primul rând, pentru că există dorința asta de afirmare. Vrem să ne facem văzuți și auziți. Ei bine, da. TikTok a depășit Instagram. Aplauze, vă rog! Astfel a devenit cel mai de succes exemplu de creștere din lume și potrivit datelor prezentate de Manafu, în decembrie TikTok România avea 5.365.000 de utilizatori, în timp ce în aceeași perioadă Instagram înregistra 5.053.000 de useri. Mai mult decât atât, dacă vom păstra ritmul acesta, cu siguranță până în vară depășim și Facebook. Așa că, popor, adună-te! În episodul de astăzi vom avea și un invitat special care ne va oferi mai multe informații despre această platformă, dar nu vreau să vă spun prea multe, așa că eu zic să trecem la treabă. Primesc foarte des întrebarea care sunt cele mai urmărite tipuri de content. Așa că eu am făcut un top și am atașat, bineînțeles, și câteva exemple. So, pe primul loc sunt dansurile. Sunt super vizionate și aproximativ 80% dintre utilizatori postează astfel de clipuri. În momentul de față, cea mai populară coreografie este chiar asta. Bun, hai să recapitulăm. Eu o să fac mișcările în slow motion ca tu să înțelegi perfect ce și cum. Play! Ar fi conținutul amuzant. Ne inspirăm din absolut orice și reinterpretăm momente prin care mulți dintre noi au trecut. Ăsta ar fi un exemplu. Auzi, mami, ia taci că sună de la școală. Alo, da. Bună ziua. Da, da. Ce-a făcut? Aha, aha. Ce-a făcut? Aha, chiar a făcut asta. Mhm, mhm. Da, 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 sigur că da, nu, nicio problemă. Ah, aha, aha, da. Pe locul 3 avem contentul educațional. Știm că există foarte multe conturi cu videoclipuri care ne învață orice. Educație sexuală, fashion, bartending, make-up, chiar orice. Și sunt super apreciate pentru că nu primim informațiile astea în viața de zi cu zi, iar TikTok-ul ni le oferă scurt și la obiect. Un exemplu ar fi chiar ăsta. Într-un taxi, un client nu se așează lângă șofer decât dacă dorește să admire orașul. O adevărată doamnă nu va sta pentru nimic în lume în față. Bărbatul care însoțește o doamnă, de asemenea, nu va sta lângă șofer, ci în spatele acestuia, alături de doamnă, în partea dreaptă. După cum îți spuneam, astăzi am un invitat special. Este vorba de Laura, Global Community Manager TikTok. Bună, Laura! Bine ai venit la How to TikTok! Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să fim astăzi împreună și să apucăm să discutăm niște insight-uri despre TikTok și din partea noastră. De-abia aștept! Felicitări pentru mega succesul TikTok în România! Ești Global Community Manager în țara în care TikTok a depășit Instagram. Cum îți explici succesul ăsta fenomenal în România?
Mulțumim încă o dată și noi suntem foarte bucuroși că am reușit să creștem atât de mult, mai ales în ultimul an în România. Ce pot eu să vă spun este faptul că în spate se întâmplă foarte multe lucruri concomitent, lucrăm pe foarte multe campanii și la foarte multe proiecte. Deci, cred că toată această creștere e rezultatul, pe de-o parte, al muncii noastre și, bineînțeles, în același timp trebuie să ținem cont și de specificul aplicației, formatul de acesta scurt de videouri prinde foarte bine la public și am văzut că în mare parte tot ceea ce era conținut foarte lung s-a shiftuit un pic pe TikTok, pentru că oamenii au mai puțin timp la dispoziție și aleg mai bine cum să-și gestioneze atenția. Da, asta e fix ce spuneam eu mai devreme, că pe TikTok găsim clipuri scurt și la obiect. Ce noutăți pregătește TikTok pentru 2021? Care este focusul TikTok pentru anul ăsta? Anul acesta o să ne focusăm în mare parte pe creșterea conținutului educațional din platformă. Este un proiect global, știu că ați mai vorbit și voi despre el, cel cu învață pe TikTok, pe care noi l-am început anul trecut și în România. Deci clar o să vedeți o creștere din ce în ce mai mare a conținutului educațional din diverse verticale de content în aplicație și, în al doilea rând, o să ne focusăm din ce în ce mai mult pe zona de livestream. Deja am lansat niște funcționalități noi în aplicație. Probabil mulți dintre cei care se uită la noi au observat funcția de co-host. Ne pregătim și pentru funcția de multi-guest și am făcut rollout și pe secțiunea de Q&A pentru livestream-uri. Wow! Asta chiar e tare, de-abia aștept și mă bucur că vă focusați pe partea educațională, pentru că avem nevoie, cred eu. Ai niște TikTokeri favoriți, niște conturi pe care le consideri speciale și le urmărești? La nivel local, toți îmi sunt extrem de dragi. Cumva deja știu povestea fiecăruia în parte. Noi colaborăm în mod constant cu peste 650 de creatori de content, influencer și celebrities din România și mă bucur foarte mult, mai ales când îi văd crescând. Pe plan internațional, așa, eu urmăresc foarte mult conturile. Îmi plac extrem de tare toată zona asta de sporturi de acțiune. Mai sunt fană, bineînțeles, toate conturile cu pisici, cățeluși și animăluțe drăguțe în general. Și mai urmăresc și pe cei de la World Surf League, care este o pasiune a mea. În general, încerc să descopăr din ce în ce mai mult content și mi se pare unfair să menționez doar câteva nume. Cred că toți oamenii care creează în conținut în general ar trebui să fie super apreciați pentru munca pe care o depun. Da, corect. Și să știi că și mie îmi plac foarte tare videoclipurile cu animăluțe. În fine, să trecem peste asta. Ce sfaturi, tips and tricks le-ai da celor care sunt deja pe TikTok? În primul rând, cred că le-aș spune că trebuie să fie conștienți că există foarte multă muncă în spate, indiferent că vorbești de un video care are un format mai scurt sau nu, că trebuie să fie constanți și este foarte, foarte important să-și aleagă o verticală de content pe care să comunice și să încerce să găsească diverse formate care să le aparțină. Și, bineînțeles, trebuie să țină cont de originalitate. Cred că e cel mai important și autenticitate. Mulțumesc frumos, Laura, că ai acceptat invitația și sper să ne revedem cât mai curând. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și we keep in touch. Eu urmăresc emisiunea în fiecare săptămână. Sunt curioasă inclusiv de topurile pe care le alegeți voi și ce videouri alegeți în fiecare săptămână. Deci vă mulțumesc și vă pup!
Bun, acum că am aflat cu toții cele mai hot informații, nimeni nu mai are nicio scuză. Așa că hai, la postat! Am ajuns și la momentul mult așteptat, topul săptămânal. Astăzi vedem care sunt cele mai vizionate clipuri de la noi. Pe locul 3 se află Ninja Girl Dross cu un clip în care își construiește un skateboard personalizat. Alea sunt elastice de păr micuțe, nu? Oricum, e foarte tare și aș vrea să-mi construiesc și eu unul, dar din creion. Videoclipul ei a strâns 15 milioane de vizualizări și 2 milioane de aprecieri. Și arată cam așa. Rubber band skateboard, rubber band skateboard, rubber band skateboard, rubber band skateboard, rubber band skateboard. Rubber band skateboard, 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 rubber band skateboard. Pe locul 2 o avem pe Ana Gam cu un dans colorat și drăguț. Videoclipul ei a strâns 21 de milioane de vizualizări și este super, super apreciat. Wow, chiar arată drăguț. Locul 1 este ocupat de Andra Gogan, care este Bad Girl în avion. Clipul ei a strâns aproape 24 de milioane de vizualizări. This is huge. Felicitări, Andra, și ține-o tot așa. Iar noi ne revedem marțea viitoare de la ora 11, doar aici pe ProTV+.ro. Pa!